Autoritățile locale anunță că este foarte posibil ca și la Buzău să crească prețul gunoiului de la 11 la 12,46 lei. Acest lucru s-ar putea întâmpla ca urmare a aplicării normelor Ordonanței de Mediu. Buzoienii ar suporta aceste majorări, chiar dacă municipiul nostru se încadrează în normele impuse de Uniunea Europeană. Trebuie precizat că este vorba strict de o majorare provenită ca urmare a aplicării OUG 196 privind fondul de mediu, acea taxă de 80 de lei pe tona depozitată la groapa ecologică de la Gălbinaș în cazul municipiului Buzău. Această taxă este prevăzută în legislație, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Noi nu am aplicat-o până în acest moment pentru că în dezbatere publică de aproape 2 luni este acea modificare a OUG 196 prin care se introduc anumite praguri, anumite targeturi, iar primăriile care nu îndeplinesc aceste targeturi vor fi nevoite să plătească doar pentru diferență acea taxă de 80 de lei per tona depozitată. Municipiul Buzău îndeplinește aceste targeturi, însă până la modificarea ordonanței de urgență va trebui să modificăm tarifele astfel încât acea taxă să fie plătită către fondul de mediu. Pentru populație nu este o scumpire consistentă, este vorba de la 11 lei la 12,46 lei. O scumpire mai importantă se înregistrează în cazul deșeurilor colectate de pe domeniul public, unde fiecare tonă de deșeu la fiecare tonă de deșeu colectat se adaugă această taxă de 80 de lei ce trebuie plătită către fondul de mediu. Vestea bună este că dacă ordonanța de mediu va fi modificată și tarifele plătite de buzoieni pentru colectarea deșeurilor vor reveni la nivelul din acest moment, adică 11 lei. Un aspect foarte important este acela că în momentul în care ordonanța de urgență aflată în dezbatere publică acum la Ministerul Mediului va fi adoptată de guvern, tarifele vor reveni la nivelul actual. Poate vom avea noroc și ordonanța de urgență va fi adoptată până la finele lunii aprilie, cât timp proiectul este în dezbatere publică și nu va mai fi nevoie să fie operată această modificare a tarifelor. Potrivit normelor impuse de Uniunea Europeană, fiecare oraș din România ar trebui ca în anul 2017 să ajungă să colecteze selectiv 20% din deșeurile menajere. În acest moment, la Buzău, această colectare selectivă a atins un procent de 47%, însă Ordonanța 196 nu face referire la județele care se încadrează sau nu în aceste norme, ci cere a fi aplicată în toată țara, fără excepție.